de acord cu pariul sportiv, nu știu ce, sunt de acord cu cu tot ce vreți voi, dar nu sunt de acord niciodată cu Boschie, clar, niciodată. La care unul dintre ei zice serios și își deschide haina, numai cât să-i văd brâu de dinamită, făcut frumos cu motive populare islamiste. Și ce a fost? N-a fost realitate, a fost un vis, un coșmar de-a meu. Am visat, eu zic, Doamne, Doamne, ce bine că așa ceva nu o să se întâmple niciodată, că nu o să fie niciodată moschee la mine în casă. Nu cred că am să zic. Bravo! De ce, mă? De ce? Dar mai că e un pic cam tare. Se aude tare. Nu, sau de aia când se umple sala, nu se mai aude așa. Se mai aude tare? Cum să nu? Că nu, cum să nu? Îl zic și eu pe al meu. De jos se aude un plânsec prelung. E cealaltă cămașă de noapte cu bebelușul în brațe. E soacra mea. Cum? Nu v-am spus? Am un iubit, doi copii, trei părinți, trei fiind și un pește. Da, da, din ăla, în acvariu. Și stăm mai mult sau mai puțin împreună. Da, în general mai mult. Foarte obosit. O solicită spectacolul ăsta de moarte. Da, avem mașini. Dezmembrează, Cătălin, dă cu el de pământ. Cătălin s-a dezmembrat. Se dezmembrează, are niște pispri. Păi numai, dar a ieșit din cuie. A dat la margine, a dat la margine. O să vii cu niște foi, nu? Cătăline. Să vii cu niște foi. A dat la margine. Poți să vii cu textul. Poți să vii cu textul, dacă nu. Cel mai corect. Și să ne faci și nouă segi, trebuie să intrăm. Ai auzit? Da, nu, asta ca să-l repar eu după aia, când te chem. Am mai găsit și o ceapă. Deci ăsta, așa, așa. Ăsta, mă, nu mai îl trag. Păi stai, mă, măi, o luăm de la capăt cu toată chestia aia. Nu mă trag eu. Cu toată rumoarea și tu intri pe ce zicem noi, nu, Cătă? Și hai, te rog frumos, să mai fac eu un pic. Păi stai să zicem noi. Tu unde o să stai, vrei? Noi cel mai bine și cel mai indicat să stăm acolo, la, te vezi, la tablou. Da? Păi unde să stai altundeva? Că dacă stai... Eu! Zic, mă, dar trebuie să trag. Stai, mă, să te pup, că tot am ajuns la tine aici. Pe ce, mă, că nu te-au mai văzut oamenii din Delta. Arunc în clarepezeală ceva haine de firmă pe mine. Și sprintem ca un brâu de munte primăvara. Mă duc la bucătărie unde se apă și frigider. Îl caut timp de 5 minute și îl găsesc în sufragerie. Am frigider cu două uși. Nu-mi trebuie. Dar l-am. N-am putut rezista. Se vindea la promoție. Îl deschid. Îl deschid și înăuntru ce credeți că este? Este plin. Eu cred că o să stați până când termin eu, că e 3 deja. Da, da? Și eventual o să mergem la mașină și să... Ce de dacă sunt? Ceamă. Ceamă e de dacă. Ceamă e de la repetiție. Este ca mică. Păi stai că nu e așa, mă. Trebuie fiecare să zică ce nu-i convine. De când intră, acolo. De când intră Cătălin. Păi da, normal. Da, că e... Eu de-aia și las puțin aici și mi-am făcut jocul ăsta să nu... Da, vreau și aia că aici voi călăgie, să încerc să-mi să nu... Eu nu votez cu el, nu mă interesează, eu vreau pe celălalt! Nu mă interesează, domnule, aduceți pe altcineva aici! Tu ne zici și tu! Începeți mai repede! Are, domne, nu se poate așa ceva! Orele sunt înaintate, avem chestiuni importante de discutat. Și păturica. Domnilor, cineva zice da. Da. Așa, eu. Păi Toni când își amintește, domnilor, da. Da. Onorabil concetățeni. Da. Fraților. Da. Dobitocilor. Continuați. Da. Încet cu dreptul, fraților. Dacă sunt mișcat. Hai, piticul,
plimbare. Îmi cer scuze, fraților, dacă sunt mișcat. Pentru a vă spune și eu, ca orice român, ca orice fiu al acestei țări, în aceste momente solemne, mă gândesc la... La țărișoara mea! La România! Cartofii, că e ceapa mică, că e domnăcelul moale, că-s roșchile strâmbe, că pe dracu să te ia! Ia uite, bă, ce m-am întrebat. Da, am noroc, nu că am noroc cu soția, eu asta mă ține relaxat, m-a ajutat, mi-a luat un... Da, da, cu capul, că bine, și peretele ăla era subțire, era subțire, era gips rigid. Ți-a plăcut gluma? Ce urât a fost. Ha? Foarte plăcut. Hai zi. Te-a zis, dragă, aici la microfon. Ce așa? Uite aici, uite la microfonul. Ia zi, zi ceva, hai zi. Hai. Zi ceva, mă. Îl mănâncă. Dar zi-mă o dată, mă. Haide tot, mă. Spune-mă o dată, mă. Haide, mă, zi-mă. Bubu. Hai, mă. Bubu. Hai, mă. America! America! O zrăiți! Acum nu cred. O să vă explic un pic în care asta e baghetă? Ai șapcă cu minion? Are șapcă cu minion! Da, da, știu. Ce bine că ești, tantirin, tantirin, ce bine are că sunt. Ce bine că e, ce bine are că sunt. Și atunci am înțeles încă o dată că într-adevăr, frate. Dar tu ce faci așa? Comedianții, oamenii care fac umor, simt nevoia de a fi tot timpul 24 din 24 amuzanți. Băi, Jim Carrey nu mai e. Jim Carrey s-a spiritualizat. Una foarte jos, întoarsă spre pământ. Una foarte sus, aproape ruptă. În figurata neasemuită luptă. Întâmplării că sunt, amirării că sunt, întâmplării că ești, amirării că ești, amirării că ești. Mai bine faceți comedie, faceți la ceea ce... Să trăiți, vă cheamă! Păi să vadă oamenii ce facem noi în spate. Nu? Când e spectacol. Păi da, mă, dar eu mă uit la el toată ziua. Nu știu dacă o zi. O fez că și pe cap. Băi, ceva mea! Are cap american. Mai la prost? Mi-a luat și buza de training. E cocalar? Este strasă, să vezi, numai. Baga boțală! Asta e de la americani, asta e de Germania. Așa e, așa. Și am și de România, un echipament extraordinar. Asta e de la tata. Tata! Vezi? Ai văzut, mă, tata, vezi? Nici nu știe că e la mână. Aia figura lui. Bravo, tata, nu Jojo, să jur. Cum îl cheamă? Că nu știu. Tiberiu, Tibi. Ha, Tibi! Nici nu știe că i-am luat pijamaua de șifonier. S-au făcut de pijamaua. L-ai văzut, mă, ce fac pentru tine, dar nici nu știe că i-am subtilizat pijamaua. Pentru spectacol. Dar tu ce crezi că trunile nu i-ai adus lui Pate de la tas sau ceva? Nu lasă, mă, da. De ce ai emoții? Și nu-i normal, frate? Da, e normal, dar nu vreau să am emoții. Băi! Aude râsul lui Brenciu. Da, mă. Măcar el să râdă. Măcar el să râdă, Brenciu, să aude râsul lui. Vede mine, vede mine! A venit trenul! Auzi! Da, nu ală. Bă. N-a adus nicio apă. Unde trebuia noi să zicem cu bravo, bravo, să te susținem, să nu dai în gol? Da, voi nu trebuie să ziceți, mă. Gata, începe. Nici n-am intrat și se râde. Bă, ce bun suntem. Toni, cât durează monologul tău? 6 minute. Mult. Bine. 2. Tu intră zic până seara și ieși. Hai, terminăm repede azi. Toni, ai emoții?
Nu. Toți avem o ce. Pe cine aplaudă Toni? Cine a intrat? Ce se vede? La numărătoare? Aia. Publicul nostru aplaudă. Se poate și mai bine. Vreți să încep eu, Toni? Nu se vede că e de ședezia. Poate nu vrei live, nu vrei natura. Hai! Dani, să fii la mijlocu. Urmează o săptămână de muncă pentru toți, să plecați foarte bine, să costura. Băieții fac cucu, cucu și fete... Hai să vedem, cred că mai este ceva strângere. 2, 3 și... În Poiana Verde, veselie multă, cu băieți și fete, cântă cucu, cântă cucu, cucu. Thank you.